Dar este o binecuvântare mare, frații mei și surorile mele, că suntem în casa lui Dumnezeu și că îl lăudăm. Suntem liberi. Copiii noștri se joacă în biserică, țipă, zbeară, mănâncă, face ceea ce vrea. Am văzut săptămâna aceasta o biserică de pentecostal din Rusia. Cred că poate și dumneavoastră ați văzut. A intrat poliția și mascați. Un copil de la intrare l-a luat pe sus și a dat cu el de scaune. Stau și mă gândesc, cum ar fi să intre cineva acum, poliția, să ne ia copii și să dea cu ei pe aici? Avem atâta libertate din partea Domnului nostru Iisus Hristos și am vrea să profităm de lucrul acesta. Am vrea să-i mulțumim din toată inima că El este cu noi și că îi simțim prezența. Este rugăciunea de cauză și exact așa cum am spus și vineri, nu la voia întâmplării aducem cauzele înaintea Domnului. Nu la voia întâmplării poate spune fratele Cristi, rugați-vă pentru familia mea, pentru copiii mei. Este un har de la Dumnezeu și nu este o laudă. Nu plec de acasă dimineața până nu mi-aduc familia, copiii, frații, biserica pe teren. Și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu și se vede lucrul acesta. Aș vrea ca în dimineața aceasta să strigăm către Domnul și să spunem cauzele noastre cu inima deschisă. Să ne spunem cauzele noastre și să le aducem înaintea lui Dumnezeu, căci nu le aducem la voia întâmplării. Domnul nostru Iisus Hristos lucrează. El este cu noi și simțim prezența Lui. De aceea aș dori să dau și citire din Matei, din capitolul 19 cu versetul 22 până la versetul 34 inclusiv. Slăvit să fie Domnul! Când au ieșit din Ierihon, o mare golgotă a mers după Iisus. Și doi orbi ședeau lângă drum, ei au auzit că trece Iisus și au început să strige: Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David! Golgota îi certau să tacă, dar ei mai tare strigau: Ai milă de noi, Fiul lui David! Iisus a oprit, i-a chemat și le-a zis: Ce vrei să fac? Doamne, i-au zis ei, să ni se deschidă ochii. Lui Iisus i s-a făcut milă de ei, s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au recăpătat vederea și au mers după Iisus. Amin. Și Domnul nostru Iisus Hristos în dimineața aceasta vine și ne spune la fiecare în parte ce vreți să vă fac. De aceea aș dori să ne aducem cauzele înaintea Domnului. Că El este prezent, simțim prezența în această dimineață. Haideți să ne aducem cauzele înaintea.